atinge a lui Ghencev. Acum posibilitate de contra a gazdelor. Același Ghencev. Nu știu dacă a fost offside. Nu! Burdujan intră în careu. Pasa lui Burdujan. Este Rose acolo cel care îndepărtează pericolul. Iar Bornescu este un car de nervi. Fuge către Zoltan Sechei reclamând acea poziție din care a plecat Burdujan. Cu siguranță vom avea o reluare pentru a ne edifica. Iată momentul în care primește pasa. Este offside, este offside. Este offside. Marginea de teren caută zona din care să-și placeze centrarea. Îndoie acum o face, minge la marginea careului. Șut! Oh! Tembajera! Este 1-1 în minutul 2 de prelungiri. Atunci când nimeni nu poate nu mai spera, Vasluiul a reușit egalarea. Al șaselea gol staționar pentru atacantul zimbabwean. Iată momentul pasei aici cu minge protejată pentru șutul lui Tembajera. Se poate discuta de o poziție de offside la faza premergătoare, dar cred că Marchiș a judecat corect. În prima instanță Tembajera venise din spatele liniei de apărător. Vom vedea acea reluare probabil încă o dată. Cert este că în acest minut 92, cu un minut înainte de finalul meci.